Luptele spectacol revin în Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești. Gala Super Combat New Heroes se va desfășura pe 29 martie și va fi dedicată noii generații de campioni din România. Aceștia vor înfrunta sportivi selectați din întreaga lume la Ploiești urmând să fie prezenți luptători din 8 țări de pe 4 continente. Acest eveniment va da startul noului sezon Super Combat pentru anul 2014 în care vor avea loc evenimente în toată lumea. Gala de la Ploiești va fi transmisă în direct de Eurosport la nivel internațional în 80 de țări și se va vedea din Europa până în SUA, Canada și Africa de Sud. Una dintre cele mai importante lupte l-are protagonist pe ploieșteanul Amancio Paraschiv. După ce în noiembrie anul trecut Amancio a câștigat meciul eliminatoriu pentru titlul mondial, el a devenit challenger obligatoriu pentru centura Super Combat New Heroes la categoria mișlocie. Adversarul sportivului antrenat de Eduard Limboșanu va fi actualul campion mondial New Heroes, surinamezul Cedric Manhoff. În meciul vedetă, fostul campion mondial Bogdan Stoica îl va înfrunta pe spaniolul Jorge Loren. În total sunt programate șapte meciuri pe reguli de K-1, toate internaționale, în timp ce, în deschidere, în premieră pentru o gală supercombat, vor avea loc și două meciuri de MMA. Acesta este un proiect pilot pe care promotorul Eduard Irimia îl va dezvolta în acest an. Biletele pentru gală se vor pune în vânzare săptămâna aceasta și vor costa 30 de lei.